Viteză mult peste limita legală, coloane oficiale și zeci de planuri de misiuni întocmite pentru vizite în interes personal ale vicepremierului Gabriel Oprea. Reporterii Digi24 au obținut noi mărturii despre cum ar fi fost obligați agenții de la rutieră să deschidă calea pentru mașina demnitarului. Tot mai mulți polițiști povestesc sub protecția anonimatului că vicepremierul ar fi mers la un meci cu coloana oficială. La fel, ar fi ajuns rapid de la o mănăstire din Bucovina în București. A jucat Naționala de Fotbal a României la Ploiești, cu Insulele Feroe. Ați fost cu el? Da, normal. S-a făcut coloană, dispozitiv. Eu l-am preluat pe Ilfov și atunci au fost mai multe mașini în coloană. S-au băgat și alții, dar nu știu cine. Probabil că își mai lua și el prieteni. Un nou episod al modului în care vicepremierul ar fi folosit coloanele oficiale este povestit de un om care cunoaște foarte bine sistemul. Martorul cu identitate protejată dă detalii despre misiunea extrem de importantă pe care o aveau agenții de la rutieră. Să-l ducă pe Gabriel Oprea repede și în siguranță oriunde li se cerea. Cum se merge pe DN1? 160-180 de km pe oră. În fiecare județ pe unde trece se face plan de misiune. Pe Ilfov sunt zeci de planuri în fiecare lună. Un alt martor, care dorește să rămână anonim, își amintește cum au ajuns colegii lui să bată recorduri de viteză în țară. Conduceau nebunește sute de kilometri. Mi-a povestit un coleg că a făcut până în 4 ore și un sfert de la Mănăstirea Moldovița până în centrul Bucureștiului, pe Buzești. Toți tremurau. Îți dai seama cât de tare au mers. Mi-a spus ăla, bine că am ajuns, că nu mai pot. 480 de kilometri de șosele în și între localități, fără nicio bucată de autostradă. Un șofer obișnuit, dacă merge cu viteza legală, străbate distanța în timp aproape dublu, 7 ore. Dar Gabriel Oprea nu este nici șofer, nici om obișnuit. Este ministru și vicepremier. În București merge cu viteză tot timpul. De acasă de la el până pe jandarmeriei, 4, cel mult 5 minute. E strigător la cer ceea ce s-a întâmplat. Oricum, nu ne așteptam la atâta solidaritate. Ne gândeam oricând că se poate întâmpla ceva. Ne așteptam în fiecare zi, un pieton, un șofer grăbit, dar nu ne gândeam că o să fie unul de-al nostru. Nu puteți să vă imaginați, se plângea pe stație în tot Bucureștiul. Polițiștii se feresc să vorbească în fața camerelor. Se tem să nu fie dați afară. Fără să-și dezvăluie identitatea, dau însă informații despre misiunile pe care ei sau colegii lor le-au făcut pentru al doilea om din guvern.